Mulțumim, Bianca, pentru informații. Tragedie de proporții într-o localitate din județul Timiș. Un preot și soția sa, asistentă medicală, au fost găsiți morți în propria casă. Ce s-a întâmplat acolo, aflăm chiar acum de la Antonia Ispas. Te ascultăm, Antonia. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată, o nouă dublă tragedie s-a produs și în localitatea timișeană Găietaia. Acolo, un preot reformat, dar și soția lui, asistentă medicală, au fost descoperiți spânzurați într-o anexă a locuinței lor. Cel care a făcut îngrozitoarea descoperire este chiar medicul stomatolog unde lucra soția preotului. Femeia nu a apărut la muncă, așa că acesta îngrijorat a tot sunat-o, iar în momentul în care a văzut că nu-i răspund, unde s-a dus până la locuința ei ca să vadă ce se întâmplă și a găsit pe cei doi soți morți. Se pare că este vorba despre o sinucidere, aceasta este prima ipoteză a anchetatorilor, asta pentru că soții au lăsat un bilet de adio în care explică că suferă de depresie și că nu mai suportă problemele cu care se confruntă. Rămâne de văzut ce anume i-a determinat pe cei doi să recurgă la acest gest îngrozitor.